Bună seara, stimați telespectatori! Sunt Titi Sultan, ne revedem la emisiunea Realitatea în Politică. Suntem la postul național de televiziune Capital TV și în această seară discutăm despre ascensiunea neamului românesc într-o conjunctură care ne dă cât de cât speranțe din punct de vedere, cel puțin în București, a modalității în care pandemia evoluează. Pentru că, iată, încet, încet în București a crescut rata de infectare, dar, din păcate, la terapie intensivă avem peste 1440 de persoane, numărul de cazuri este sub 6000, dar pe aproape 5890, iar decese, din păcate, avem și astăzi peste 130, respectiv 136. Se anunță în acest weekend proteste de mare amploare, cel puțin la nivelul Bucureștiului, fiindcă, din păcate, de astăzi intră în vigoare restricțiile de weekend în București și poate în alte localități din țară unde rata de infectare este destul de mare, și anume, magazinele sunt deschise până la ora 18. De asemenea, și restaurantele și circulația după ora 20 este interzisă, evident, cu excepția celor care au motive temeinice să o facă, având asupra lor o declarație prin care să ateste în fața organelor de poliție sau autorităților care au această atribuție de a verifica. Și, prin urmare, primăvara a început. Meciurile de fotbal, știm bine, nu se desfășoară cu spectatori. De asemenea, teatrele, cinematografele, sălile de spectacole, cluburile, discotecile. Și atunci, evident, e foarte greu pentru tineri să poți să te manifesti în a putea comunica, în a putea socializa prin aceste restricții deosebit de dure. Dar nu astea sunt singurele motive pentru care oamenii au ieșit în stradă, invocându-se faptul că se încarcă drepturi și libertăți fundamentale, drepturi consacrate de legea fundamentală, Constituția, și aici mă refer și la aspecte ce țin de libertatea de exprimare, dreptul la viață intimă, familială și privată, însă în timpul emisiunii o să le dezvolt, dacă va fi cazul, să sperăm că vom putea ține pandemia sub control, să nu intrăm în lockdown, ca asta ar însemna instituirea unei nouă stări de urgență, ceea ce n-ar fi de dorit pentru cetățenii României, ar presupune punerea în practică a dispozițiilor articolului 53 din Constituție, și anume că exercițiul unor drepturi sau unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune după caz pentru apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății, ori a moralei publice, apărarea drepturilor și a libertăților cetățenilor, desfășurarea instrucției penale, prevenirea consecințelor unei calamități naturale, a unui dezastru sau unui sinistru deosebit de grav. Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau libertății. Se discută de 30 de ani încoace despre nivelul de trai. Din păcate, nu avem semnale pozitive în legătură cu acest drept fundamental garantat de articolul 47 din legea fundamentală. Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent. Mai mult, din punct de vedere economic, nu s-au întreprins toate demersurile, toate acțiunile în protejarea interesului național atunci când statul român a fost implicat, bineînțeles, prin organele sale competente în acest domeniu, să acționeze pentru ca resursele strategice ale statului român să nu ajungă în proprietatea sau în componența companiilor străine. Din păcate, s-a ajuns aici, avem un buget de austeritate,
avem o situație economică dezastroasă, ne împrumutăm cu 1000 de euro pe secundă, nu știu ce perspectivă avem din punct de vedere a măririi pensiilor, salariile au înghețat și câte și mai câte alte măsuri, niciunul cu efecte pozitive asupra nivelului de trai al cetățenilor români. Însă, pentru că ascensiunea neamului românesc are în vedere nu numai o modalitate de exprimare a drepturilor și libertăților fundamentale, ci o modalitate prin care să venim cu măsuri, cu programe de natură să ne dea speranță că, cel puțin de la o perioadă încoace, lucrurile să înceapă să se reglementeze în sensul prevăzut, cum am spus mai devreme, de articolul 47, adică al ridicării nivelului de trai al poporului român, al promovării și respectării intereselor cetățenilor români și al statului român în principal. De aceea, în această seară, și mă bucur foarte mult că a acceptat să vină din nou în platoul Capital TV, îl am ca invitat pe domnul Linel Pea, președintele Partidului Neamul Românesc, fost parlamentar, cunoaște foarte bine activitatea parlamentară pentru că a fost secretarul Comisiei Juridice. O să atingem puțin și acest subiect, pentru că, din păcate, în Parlamentul României nu să ne ocupăm de adoptarea legilor importante, stăm să dăm rapoarte de aprobare sau de respingere și apoi să votăm asupra ordonanțelor de urgență adoptate acum nu știu câți ani. Bună seara, domnule Linel Pea. Mulțumesc pentru prezența. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bună seara, dragi români, oriunde v-ați afla. Domnul Titi Sultan, ca întotdeauna, ține cu neamul românesc. Capital TV, cu adevărat, este o televiziune națională și promovează interesul și național. Imparțial, da? Și imparțial. Mă bucur că a spus această denumire, aceste emisiuni, Ascensiunea Neamului Românesc. Dar în acest moment se referă, cred, numai la ascensiunea Partidului Neamul Românesc, exact, pe care exact îl conduc. Și o să explic de ce. Să bea un pic de apă. Două secunde, pentru că tot dumneavoastră acum faceți o mică pauză. Pentru telespectatorii care vor să intre în direct cu noi, o pot face prin numărul de telefon afișat pe ecran, evident, dacă au ceva de întrebat în concordanță cu subiectul emisiunii pentru domnul președinte Linel Pea. Vă da, le răspunde tuturor. Da. Ascensiunea Partidului Neamul Românesc este necesară și vitală pentru că în acest moment întreg neamul românesc este în genunchi. Este în genunchi și umilit de către soldați bine instruiți ar unor entități asociative externe, de către un guvern de fanarioți. Dar asta de când se întâmplă? Se întâmplă din 1990, dar a fost accentuată și s-a apăsat perfect pedala, începând cu 2005, de când marinarul suprem de bine, la Cotroceni, fostul președinte, da, s-a vândut cu arme și bagaje intereselor globaliste, neomarxiste și multiculturalist progresiste. Da, dar după aceea avea șansa domnul Klaus Iohannis să reglementeze situația. Nu cred că a accentuat-o și mai mult. Sau era prea târziu. Nu. Dar haideți să ajungem până acolo. Mult. El a fost pregătit ca un soldat bine instruit pentru a duce mai departe ororile pe care le-a făcut regimul Băsescu în România. Eu v-aș propune, domnul Titi Sultan, ca data viitoare să facem o emisiune și să o intitulăm Decăderea Neamului Românesc, pentru că e foarte important, și să analizăm cauzele, pentru că întotdeauna e o cauză sau mai multe care duce la un efect. Ce a produs această cădere în continuu a conștiinței naționale? Partidul Neamul Românesc, și acum revenim la titlul emisiunii de astăzi, sigur, Ascensiunea Neamului Românesc, Partidul Neamul Românesc are ca țintă redeșteptarea conștiinței naționale a tuturor românilor. Pentru că în acest moment, după cum vedeți, acest guvern de fanarioți și nu este nici ultimul și nu va fi nici, nu este nici primul, acest guvern de fanarioți nu ia la întâmplare aceste măsuri, de exemplu, antipandemice, ci le ia haotic, în mod special, pentru că nu conduc ei, conduc cei care i-au crescut, cei care i-au sprijinit din toate punctele de vedere, școlar, mediatic și financiar, și au fost puși pe liste
și puși în funcții publice cu un singur scop, să fie soldați ascultători. Ei nu știu ce fac acolo, ei primesc un to-do list, o foaie de parcurs pe care o aplică motamo. Haideți să discutăm astăzi de ce s-a întâmplat la dar forum. Dar până acolo aș vrea totuși să vă întreb ceva. Ne întoarcem puțin în timp. Când ați realizat, pentru că ați vorbit despre decădere și o să discutăm, e foarte bună ideea, să putem discuta într-o emisiune despre acest aspect. După ce ați încheiat mandatul parlamentar, ați avut o pauză în care ați putut să vă gândiți și ați constatat că neamul românesc, totuși în limita de suportabilitate, încă mai accepta măsurile și încă mai spera. Până în anul 2020, când neamul românesc s-a trezit și la 6 decembrie, la legile parlamentare, a votat cum a votat. Dar până acolo, haideți să pornim de la cum ați gândit să înființați Partidul Neamul Românesc. Tocmai această titulatură, știu foarte bine, nimic pentru sine, totul pentru țară, extraordinar de bine gândită, da, ăsta este această sintagmă, acest slogan. Perfect, vă ascult. Problemele structurale din întreaga societate românească, dar și din instituțiile statului român, le cunosc de mult. De mulți ani, pentru că am o anumită pregătire și îmi place să studiez, dar sunt profesionist și în domeniul analizelor mai speciale. Analize OSINT pentru specialiști sau pentru cei care nu știu ce înseamnă analize OSINT, le spun că sunt analize făcute foarte profesionist din surse deschise, fie că sunt ele surse de pe internet, de exemplu, sau persoane. Datorită acestor analize am realizat în 2007 prima dată că drumul e deja fără întoarcere. Am luat hotărârea să mă implic și mai mult în politică, la vârf, pentru a fi în joc, cum s-ar spune, pentru a vedea exact ce se întâmplă și pentru a putea bloca anumite acțiuni foarte incisive împotriva țării. Din funcția de deputat al României și secretar al Comisiei Juridice, credeți-mă că am reușit să fac lucrurile acestea cu succes. Unul a fost, de exemplu, să negociez intrarea României cu drepturi depline, membru cu drepturi depline și drept de vot la adunarea parlamentară a Mediteranei. În 2007 s-a întâmplat, s-a votat, dar negocierea s-a făcut inclusiv la București, la un forum foarte important organizat de mine cu adunarea parlamentară a Mediteranei și toate instituțiile strategice și importante ale lumii, inclusiv Organizația Națiunilor Unite a fost reprezentată de vicepreședintele ONU. Asta înseamnă diplomație parlamentară. Perfect. Dar în același timp, din funcția de parlamentar, am blocat multe acțiuni ale multiculturaliștilor progresiști de tip neo-bolșevic prin puterea cuvântului. Ce înseamnă puterea cuvântului? La început a fost cuvântul. Așa spune în Biblie. Să știți că puterea cuvântului este atât de mare, de sparge și munții și întoarce și mările și distruge... Știți ce? Aveți mare dreptate, pentru că diplomația parlamentară, așa cum ați realizat-o dumneavoastră și predecesorii dumneavoastră, pentru că au fost niște somități în domeniul ăsta, din păcate nu se mai realizează Parlamentul României. Nu și atât de, nu acum, că este pandemie, și în celălalt mandat, 2016-2020, din păcate nu mai avem nicio prioritate, nicio perspectivă de politică externă. Pentru că toate partidele, și ajungem acolo, toate partidele sunt deja cangrenate, infestate de către acești soldați bine instruiți, care sunt în slujba unor interese private străine. Bineînțeles că subsidiar achiesează și interesele statale străine, dar în principal sunt interesele private și merg pe mai multe scopuri. Jefuirea resurselor naturale, distrugerea capitalului uman prin distrugerea învățământului, emigrare masivă, jefuirea bogăților naturale, aurul alb, aurul negru, aurul verde, aurul galben, dar în același timp o diabolică plăcere să ne și umilească. Când a spus neamul românesc, v-ați gândit și la cei 5-6 milioane de cetățeni români care sunt în străinătate și sunt mult mai mulți, să știți că m-am gândit la întreg neamul românesc.
Dar aici vreau să fac o paranteză, că mulți m-au întrebat, domnul Peia, dacă eu sunt jumate ungur, jumate român, sau sunt ungur, sau sunt țigan, sau sunt, eu știu, neamț, sau sunt turc, pot să vin la, să fiu, devin membru la partidul noastră? Și eu i-am spus să citească statutul partidului, programul partidului și viziunea partidului. Pentru că acolo am explicat foarte, foarte clar. La Partidul Neamul Românesc pot să vină toți cei care simt și trăiesc românește, indiferent de etnia din care fac parte. Să știți că mulți români de altă etnie au adus multe beneficii României. Nu mai vorbesc de mari descoperiri științifice, nu mai vorbesc de descoperiri medicale, și aici putem să enumerăm, și poate multă lume nu știe că inventatoarea polidinului, acel super imunomodulator, care acum în pandemie ar fi fost salvarea României și toată lumea și-a dat seama, se numea Silvia Hoșie, era româncă de origine evreiască. Deci vedeți, un român care, o femeie de origine evreiască, dar care a simțit, simte și trăiește românește, pentru că în acest moment, da, trăiește Silvia Hoșie, cred că are aproape 100 de ani, trăiește în Constanța, și chiar ea, la începutul pandemiei, a declarat că da, acest polidin, acest imunomodulator extraordinar, putea să aibă efecte benefice asupra sănătății oamenilor. Și acum să revenim la ce spune, la da, situația legată nu, de nu, la da. Raportul tot la politică, vreau da. Să fac o paranteză. Sigur. Dacă știți dumneavoastră că domnul Trump a fost bolnav la un moment dat și i-au injectat o nouă terapie cu anticorpi monoclorari pentru a-i ridica imunitatea. Deci polidinul ce face? Imunomodulează capacitatea organismului de a se apăra împotriva altor virus sau bacterii. Da. De aceea, când pe timpuri, și mai ales cred că până în 2003 s-a fabricat și a mai existat pe piață până în 2005-2006 polidinul, toată lumea, când mergeai la medic, erai răcit sau aveai gripă sau guturai. Știți, dragi români, cum se numește guturaiul din punct de vedere medical? Coronavirus, da. Și are în proporție de foarte mare, peste 90%, aceleași structură genetică ca și acest COVID. Și o să revin la partea de ce înseamnă, pentru că ne-au întrebat, voi aveți soluții? Da, avem soluții. Imunomodulatorul polidin se făcea la toți copiii, nu plecai în străinătate la muncă, știți că erau sondorii, minerii, inginerii noștri pe toate meridianele și făceau acel polidin. Marinarii făceau acel polidin și toți românii știu că toate femeile atunci când aveau probleme și nu puteau să rămână gravide, făceau 10 injecții de polidin și și rămâneau însărcinate. Deci el ce făcea? Imunomodula organismul ca să funcționeze la capacitate normală. Din cauza asta nu au distrus Institutul Cantacuzino, din cauza asta au scos polidinul de pe piață, pentru că acest polidin ar fi fost salvarea României. Acum să revenim la ce înseamnă, pentru că toți suntem în pandemie și pe oameni interesează. Partidul Neamul Românesc, dacă acum ar fi la guvernare, ar fi făcut un singur lucru pe care unele state l-au făcut, dar nu se știe de el. Știți toți dragi români, că avem mai multe tipuri de imunități. Imunitatea înnăscută. Și orice medic poate să confirme asta. Unii oameni sunt imuni toată viața, exact, aproape la orice, pentru că s-au născut cu o anumită imunitate sau au luat-o prin alăptare de la mamă. După aceea avem imunitatea dobândită și oamenii trebuie să înțeleagă ce înseamnă imunitate dobândită. Înseamnă că dacă dumneavoastră ați avut vreodată un guturai sau o altă gripă, un SARS-CoV sau cum se numea. Da. Da. Doi, dumneavoastră, organismul dumneavoastră a reacționat la un moment dat, a produs anticorpii, dar chiar dacă nu mai aveți acei anticorpi, celulele T ale organismului păstrează în memorie acel virus. De asta și dacă dumneavoastră ați avut COVID și nu a știut, ați fost asimptomatic. Asta nu înseamnă că după 3 luni de zile, dacă v-au dispărut anticorpii, dumneavoastră nu mai sunteți imuni. Da, sunteți imuni, marea majoritate, că nu sunt 100% peste tot, dar
Ce înseamnă asta, imunitate? Înseamnă că celulele T au memorat și în momentul în care s-ar reîmbolnăvi de coronavirus, celulele T produc imediat acei anticorpi. Sau semnalează că este un coronavirus de aceeași factură, da? Și produce imediat acei anticorpi. Asta înseamnă că ai imunitate dobândită. Acum, de unde știm dacă avem această imunitate? Perfect. Este foarte simplu. Partidul Neorăz, dacă ar fi acum la guvernare, nu ar pierde timpul. Ar testa toată populația să vadă dacă are imunitate născută sau dobândită. Cum se face asta? Testare rapidă? Cum puteți să faceți asta? Nu. E destul de complicat. Se iau 5 ml de sânge, da? Se numește această analiză imunofenopatie limfocitară. Mergeți, de exemplu, la sine voi, intrați imunofenopatie limfocitară, pe baza celor 5 ml de sânge, îi fac analiză și vă spun dacă dumneavoastră aveți imunitate dobândită sau născută la acest coronavirus. Sau dacă ați avut, de exemplu, coronavirus și nu a știut, automat celulele T vor recunoaște și vor produce anticorpi. Toți cei care sunt imuni și au imunitate născută sau dobândită, nu le-aș mai pune absolut nicio restricție. Nici celulele nu le pun restricții. Pe ceilalți îi ajut. Și asta înseamnă că dăm drumul la 90% din populație din închisorile unde acest guvern de fanarioți i-a închis. Dăm drumul la economie și nu mai cheltuim bani pentru a vaccina și a distruge sănătatea la milioane de oameni și milioane de români, milioane de membri ai neamului românesc. Și atunci statul, guvernul, dacă ar fi Partidul Neamul Românesc la guvernare, de exemplu și eu prim-ministru, și-ar concentra toată puterea financiară și medicală, organizațională și așa mai departe, pentru protejarea sănătății celor care nu au această imunitate înnăscută sau imunitate dobândită. Vă dați seama că atunci am avea spitalele care sunt pentru a trata bolnavi, care sunt bolnavi de cancer, de diabet, de orice altceva. Și aici o să fac o paranteză imediat, pentru că e foarte important ce s-a întâmplat în luna martie. Și vom avea spitale care se vor ocupa numai de cei care au această, care nu au imunitate născută sau dobândită. Și atunci nu vom mai avea această nebunie și acest haos în toată țara. În același timp, guvernul spune, trebuie să vă vaccinați. Da, ne vaccinăm, domnul Voiculescu. Da. Și o să discutăm, aduceți-mi aminte, discutând de Voiculescu. Sigur. Ce s-a întâmplat tot astăzi, un nenorocit. Un incapabil și un incompetent. Bine, nu, să nu un incapabil, dar un incompetent, asta sunt de acord. Bun. Deci, da. Dacă Partidul Neamul Românesc ar fi la putere, ar duce resursele către o anumită zonă și ceilalți ar putea să vă iasă. Gândeați anul trecut că Partidul Neamul Românesc o să fie pe o asemenea poziție, pe un astfel de palier, încât în acest moment să discute despre o posibilitate de a fi la guvernare, pentru că... Noi vrem alegeri anticipate, e singura șansă a României, destul de greu. Ca Partidul Neamul Românesc, și vrem alegeri și la președinție și anticipate. Știți ce presupune asta? Pentru că vă întrerup puțin și apoi imediat vă continuați ideile. E destul de greu de transpus în practică. De ce? Că nu vor parlamentarii. Nu, nu, nu. Ce înseamnă alegeri anticipate? Nu e în termen consacrat de Constituție, dar știm cu toții că în 2020 președintele României și PNL-ul, asta era lozinca lor și scopul lor principal, tratând cu, nu pot să spun cu indiferență, tratând cu o lipsă de implicare în a găsi măsuri de predictibilitate a această pandemie. Gândul lor era numai la alegeri anticipate, pentru că președintele vrea să aibă și parlamentul său. Asta presupunea și presupune ca să fie aplicabile dispozițiile articolului 89 din Constituția României, care spune foarte clar că președintele României, după consultarea președinților celor două camere și a liderilor grupurilor parlamentare, poate să dizolve parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea cel puțin
două solicitări de investitură. Da, dacă asta presupunea... Această clasă politică consideră că trebuie... Ei puteau să o facă, știți de ce? Își dădea demisia guvernul Orban, sigur. Veneau după consultări cu o propunere de prim-ministru, mă, treaba lor, președintele României se ducea. Cel care era desemnat candidat se ducea în Parlament, respingea, trecea termenul și apoi automat cu încă respingere se declanșeau alegerile anticipate. Pentru suspendarea din funcție, și cu asta închei și vă dau cuvântul, ar presupune în momentul de față ca să aveți o majoritate parlamentară, nu dumneavoastră, să existe o majoritate parlamentară. Dar eu nu mă refer la suspendare de funcție. M-am referit să le vină mintea cea de pe urmă, da? Și președintele și toți liderii politici să hotărască de comun acord că a venit momentul, da? Să facă un pas în spate. Așa cum și lui Ceaușescu i-au spus mult să facă un pas în spate. Și nici Ceaușescu n-a crezut că o să cadă vreodată. Sigur. Da? Așa că aveți grijă cei de la putere, cei care vin de seara asta în fiecare zi, că nu se știe niciodată. În același timp rămăsesem la partea de guvernare. Exact. Da, acest guvern nu face absolut nimic, ci distruge. Și în al doilea rând, mă referam la acea paranteză, cum vă explicați, dragi români, că în luna martie au murit 10.000 de persoane, cel mai mult vreodată în ultimii 5 ani de zile, 10.000 de persoane de alte boli, nu au avut COVID, și vă spun eu de ce au murit aceste 10.000 de persoane în luna martie, pentru că nu au putut fi tratate în spitale, pentru că nu-i bagă nimeni în seamă, pentru că oamenii au stat la un spital astăzi să-și facă analizele și n-au reușit decât câteva sute dintre ei, pentru că s-a terminat bugetul de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Și cel care e bolnav de cancer nu-l bagă nimeni în seamă. Nu mai există spitale unde să-i trateze. Pentru că toate spitalele sunt așa zis COVID și în spitalele acestea se duc oamenii pe picioare și ies de acolo între patru scânduri. Nu se ocupă nimeni de ei, nici măcar comunicare nu există. Avem un caz astăzi. Nu există nicio comunicare și familia nu știe ce se întâmplă cu aparținătorul care este bolnav. Nimeni nu răspunde la telefon acolo, nimeni nu le spune în ce stadiu este, i-au dus mâncare și nici măcar mâncarea aia nu i-au dat-o, și marea problemă este că atunci când avem o cauză, avem și un efect în domeniul medical. Da? Nu trebuie să tratăm cauza atunci când e o problemă mare, trebuie să tratăm efectul. Cum ar fi să fii în război, să fii împușcat peste tot, dar să ai un picior rupt de schije. Primul lucru pe care trebuie să-l faci e trebuie să pui un garău să-i oprești pierderea de sânge. Asta nu se face în spitale. Se tratează de COVID când ei au și alte boli sau COVID-ul a produs a exacerbat o boală pe care o avea. Ne-au prins total nepregătiți. Nu suntem nepregătiți. Sistemul sanitar... Nu. Sistemul nu, asta e politica. Asta e politica. Dictată de cine? Este inadmisibil ca să impui unui medic un protocol când acel medic a făcut are o școală, da? Și să impui să-i dea caletra, de exemplu, când mulți alți medici spun că acea caletra care este pentru SIDA, tratament pentru SIDA, face mai mult rău. Și zici, vă dăm puțin că avem un telefon, în ce scuze. Păstrați-vă ideea, domnule președinte. Bună seara. Bună seara. Stefan Tomage de la Maramureș Moisei. Vă ascultăm. Aș vrea cu domnul președinte, în primul rând, să-l felicit. La dispoziția dumneavoastră, domnul Pea. Poftim? E la dispoziția dumneavoastră, domnul Ninel Pea. Da. Domnul președinte, în primul rând, vreau să vă felicit pentru oamenii aleși în partidul dumneavoastră Neamul Românesc. Vă felicit pentru aflarea cu doamna Șoșoacă, o adevărată româncă, un adevărat parlamentar. Dacă m-am auzit. Vă auzim foarte bine, vă mulțumesc, domnul Ștefan, pentru susținere. Bună seara, domnul președinte. Bună seara, Doamne ajută la toată lumea și la întreg neamul românesc. În primul rând, vă felicit pentru oamenii aleși în partidul dumneavoastră. Vă felicit pentru doamna Șoșoacă, că s-a aflat-o cu adevărat româncă și patriotă pentru țară. Așa este. Eu cu dânsul am mai vorbit, vreau o întâlnire cu dumneavoastră neapărat, și chiar aseară vorbeam tot acesta post, că sunt oameni destoinici
sunt oameni cu inițiative, dar ce vreau să vă întreb și să-mi răspundeți că eu sunt omorul la întrebări de la televizor. În cât timp să pot face analizele, mă scuzeți, parcă mă auzim. Vă auzim bine. În cât timp se pot face analizele astea imune pentru români, ca să începem demararea de a da guvernul jos. Că dacă ieșiți pe posturile alea de televiziune cu asemenea propuneri, 6 zile o răsturnat, o răsat Timișoara, că eram acolo, în 89. Al 6-lea, al 7-lea zi, o ieșit toți români. E 7-21 și o răsturnat pe Ceaușescu, care eu, personal, îl regret. Și am motive, din cauza școlii, din cauza spitalilor, din cauza locațiilor și așa mai departe, foarte multe de discutat. Dar cu asemenea oameni, cu omul ce l-a avut aseară invitat, poate ca inițiative de redresare a economiei, s-o amintit a sentimentul meu că prima dată trebuie să începem cu agricultura. Oamenii ăștia, cu tot ce noi suntem mai în vârstă acum, dar vedeți s-o pleca și tineretul, trebuie înlăturat urgent. Eu când văd, Doamne, ca dumneavoastră și ca ce am început să văd la dumneavoastră în emisiune, paruturi adevărate, paruturi concrete care se pot pune în aplicare, eu plâng pentru nepot, cam 12 nepot. Să vă trăiască! Ce o să s-a întâmplat? În fie de la Ministerul Învățământului, apoi la Ministerul la Violeta, a muncit 26 februarie. Anul trecut, nici unul nostru s-a preluat inițiativa noastră cu pensionarii forestieri de 40 de ani de muncă cu 1600, acum cu majorarea pensie, și ei au 1600 sporuri de salarii. Ați amintit de judecători? Aveți posibilitatea, vă arunc la fileu. Legea 303 în cele mai bune legi din țară, din lume. Legea 303 puteți să fie intrat, să verificați. Din 2004, 28 iunie, promulgată. Abaterele disciplinare, articolul 99, litera H, judecarea la credință, virgulă, gravă neglijență. Dacă noi acolo am sancționat aceia judecători, că la noi o vor lovacă cu furiță, să mă scuzați de expresie, cu fureața de turnă, așa de noi judecători și procurori. Până noi nu putem legea asta cu articolul 100, dacă nu avem fizic. E în articolul 52 în Constituție, profesor. La CSM, o sesizare, să aibă oamenii în teritoriu să verifice, să le dai un avertisment. Prin avertismentul ăla nu mai poate el să urce. Să fie promovat, da. Lor de funcție. Consiliul Superior că știu ce stipulezi din mână. E singurul care dreaptă țara dacă la sesizările oamenilor își sancționează magistrații judecători. Pentru că nu poate ministru, nu poate nimeni decât ei amilitați. Da. Domnul Tomoiagă, le-ați spus și dumneavoastră lucrurile pe nume, vă mulțumesc mult. O să vin, o să mă contactez, domnul președinte, pentru prima dată, cu doamna Soșoacă ne scrie mesaje. O susține. Să știți că tipa 10 mea are mai mult. Mergeți acolo. Avem inițiative legislative. Avem la Maramureș și avem președinte pe domnul Lichet. Dacă dumneavoastră corect, lumea va ieși fiecare de tot. Până nu iasă ca 21. Da. Mulțumim mult pentru intervenție. O seară frumoasă continuare. Da, vă rog. Domnul Tomoiagă, vă mulțumesc mult pentru că ați intrat în direct. Ați spus lucrurile pe nume. Raportarul Justiție, da, trebuie să existe o răspundere a magistraților și cum ați propus dumneavoastră, dacă îi se dă un avertisment că a greșit, să nu mai poartă, eu știu, 5 ani de zile, să urce în treaptă profesională, cred că i-ar speria pe mulți. Din păcate, justiția la fel și ea a fost acaparată de către soldați bine intruiți ai
ai ONG-ului lui Soros, și exact. Avem în jur de 7.000 de magistrați, judecători și procurori și din păcate 3.600 sau 3.800, undeva la 59%, făcusem eu o socoteală clară, semnau un memoriu împotriva legilor justiției prin 2017, promovat de către un site, Forumul Judecătorilor din România, care e un condus de către globaliști și neomarxiști notori. Ăsta este adevărul. Fără justiție în România nu vom avea dreptate niciodată. Partidul Neamul Românesc poate să facă curățenie și poate să facă rapid, bineînțeles, cu acceptul partenerilor noștri europeni și transatlantici. Dar în același timp vreau să vă spun că am promovat oameni care își iubesc țara. Pe doamna senator Diana Iovanovici Șoșoacă am convins-o să iasă din viața civilă, să spun așa, pentru că în calitate de activist, dar și profesionist, nu ar fi avut aceeași putere de penetrare a conștiinței naționale ca și activist civic. Dar îi spuneam, doamna Șoșoacă, din poziția de senator de la tribuna Senatului, atunci, cu adevărat, cuvintele dumneavoastră vor putea ajunge la inima tuturor românilor iubitori de neam și țară, așa cum și cuvintele mele în calitate de deputat de la tribuna Parlamentului prin declarații politice, prin legile pe care le-am propus, sunt 23 de legi în funcțiune făcute de mine care funcționează, sunt 87 depuse legi și unele sunt la aprobare, cum este legea mamelor eroine, care este aprobată la Senat și este la Camera Deputaților. Și această lege a mamelor eroine o țin la sertar, are avize pozitive de la toate comisiile, numai guvernul fanariot a dat aviz negativ și nu vor să o supună la vot, pentru că vă dați seama că niciun parlamentar n-ar putea să se opună, că n-ar mai lua voturi. Și știți de ce nu o supun la vot? Pentru că e legea PEIA, legea mamelor eroine, și prin el PEIA ar primi foarte multe voturi. Vă rog, dragi parlamentari, vă rog, dragi deputați senatori, votați legea și în Camera Deputaților și vă promit că eu, Ninel Pea, mă retrag din politică, dar vreau această lege a mamelor eroine, prin care să facem, să redăm demnitatea acestor mame care se jertfesc nu numai pentru copiilor, ci și pentru viitorul acestui neam și viitorul țării, vă rog să le dăm o siguranță a zilei de mâine. În același timp, domnul Tomoiagă, mă acuzau torționarii de serviciu că se înmulțește o anumită etnie. Păi și țiganii noștri sunt tot români ca noi și poate câteodată sunt mai creștini ca noi. Dar în același timp, mulți nu merg la școală. Și în această lege este specificat foarte clar, se poate, se va apărea în normele de aplicare, că dacă o mamă nu își trimite copilul la școală și acel copil va avea, să zicem, 10 absențe luna aceea, nu va primi indemnizația de mamă eroină. Perfect. Este, și atunci rezolvăm și un alt aspect al societății. Acei copii nu mai bat surca, adică nu mai merg să se drogheze și merg la școală. Și creștem, nu mai existe, da. Creștem generații noi educate. Pentru că câteodată de la sat a pornit cât un mugure încolțit, care a devenit un pom falnic în multe domenii de activitate. Ăsta este adevărul. Din păcate, vă dau exemplu, pe timpul lui Ceaușescu era Daciada. Da. Nu mai avem sportivi. Daciada aceea care se făcea la toate școlile și alergam la cross, la tenis, la volei, la handbal, de acolo creșteau tinere vlăstare care apoi ajungeau mari campioni naționali. De aceea Partidul Neamul Românesc va propune un program de guvernare și o să vă explic imediat. Sigur. Ce înseamnă programul de guvernare al partidului. În luna august-septembrie veți vedea programul de guvernare complet al Partidului Neamul Românesc, dar vreau să vă spun că oamenii aceștia trebuie să înțeleagă că trebuie să plece. Pentru că ei nu explică, de exemplu, în pandemie nu au soluții, noi avem soluții, cum le-a spus mai devreme, ei nu explică cetățenilor și lucrurile bune pe care le face un vaccin și lucrurile rele. Pentru că omul... Și nici nu știu să comunice. Da, nu știu să comunice. Băi, nu, o fac intenționat.
O fac intenționat pentru a umili oamenii. Vă dați seama, acum în pandemie a dat acest Arafat și comitetul lui de, pentru situații de urgență, închiderea magazinelor sâmbătă, vineri, da, sâmbătă și duminică, de la ora 18. Da. Știți ce a fost astăzi în marile magazine din București și din Ilfov? A fost măcel. Între ora 4 și ora 6 au fost sute de mii de oameni care s-au dus să-și cumpere câte ceva pentru a avea mâine de mâncare. Păi mâine Paștele Catolic. Și s-au îngrămădit sute de mii de oameni în toate magazinele, când și atunci nu se răspândește virusul mai ușor, da, când lumea se înghesuie. În același timp, rafturile din magazine de la marile tăire s-au golit, să știați? Deci s-au golit, nu mai găseai nici făină, nici zahăr, parcă ar vrea al treilea război mondial, efectiv. Deci este inadmisibil așa ceva și Partidul Neamul Românesc va începe cu prima filă. Cele 10 porunci. Vom avea cele 10 porunci pe fiecare domeniu de activitate. Dar primele 10 porunci vi le vom prezenta, dragi români, în luna iulie și asta înseamnă oprirea căderii neamului românesc și a țării din toate punctele de vedere. Stoparea căderii. Prin cele 10 porunci pe care le vom implementa în programul de guvernare al Partidului Neamul Românesc, vom opri căderea României pe toate palierele. Fie că el sanitar, economic, social, educațional și așa mai departe. După aceea, guvernul Partidului Neamul Românesc, pe fiecare minister în parte, vom avea inclusiv un minister al planificării. Cu toate acestea mă vor acuza ăștia că iar revin la chestiile ceaușiste și comuniste, da, că și legea mamelor Irine este o lege ceaușistă. Nu, mamele noastre au nevoie de respectul nostru, de respectul statului și nimeni nu le respectă. Așa și Comitetul Planificării, cum era pe timpul. Da, da, comunistilor, da, vom face Ministerul Planificării, să știm ce avem de făcut pe timp de 5 ani. Ne punem obiective. Nu poți să faci ceva dacă nu-ți faci un proiect și respect acel proiect cap-coadă. Pe fiecare minister în parte vom avea în față cele 10 porunci pe domeniul acela de activitate. Și dacă domnul Ștefan vorbea mai devreme, se referă la justiție, da, și pentru justiție am pregătit cele 10 porunci ale justiției. În spatele celor 10 porunci există o documentație, o analiză, sinteză, program, cu date certe, concrete, cum se realizează această justiție și cum funcționează justiția absolut independentă de alți factori, fie că sunt ei politici, sociali, infracționali și așa mai departe. Sau, de exemplu, pe domeniul economic sau domeniul sănătății, că este de actualitate. Da. Vor fi cele 10 porunci în față pe care le vor înțelege toți oamenii, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă. Cei care doresc să înțeleagă mai mult vor accesa și achiesa la programele dezvoltate pe fiecare poruncă în parte. Noi suntem profesioniști în domeniile noastre. La Partidul Neamul Românesc nu ne jucăm. De exemplu, doamna Diana Iovanovici Șoșoacă nu este un politic. Da. Ea este numai un profesionist. Discutăm foarte mult, în special despre doamna Diana Iovanovici Șoșoacă, după un scurt moment de publicitate, pauză și revenim. Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghiseul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenzile. Aveți grijă de sănătate! O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare INSEMEX Petroșan, prin organismul de evaluare a conformității produselor notificat la Bruxelles cu numărul 1809, oferă servicii de certificare în vederea aplicării marcajului Comisiei Europene pentru produsele aflate sub incidența a 4 directive europene. Obiectivul activității este reprezentat de evaluarea conformității în vederea certificării din punct de vedere al securității muncii pentru următoarele categorii de produse: echipamente, sisteme protectoare și componente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, echipamente individuale de protecție, echipamente destinate industriei extractive, explozivi de uz civil,
mijloace ajutătoare la împușcare și obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice Casa Speranței. Trăiește curat, colectează separat. Ne dorim localități care strălucesc de curățenie, dar pentru asta trebuie să învățăm să colectăm separat. Este foarte simplu, dacă vrem. Sunt trei tipuri de recipiente. Pupela galbenă, sacul galben, pentru deșeurile reciclabile de tip hârtie și carton, curate și mărunțite, deșeuri reciclabile din material de tip plastic, metal și lemn. Clopot verde, pentru deșeurile reciclabile din material de sticlă albă sau colorată. Pupela neagră, pentru deșeuri reziduale. Biodeșeurile produse în gospodării vor fi tratate prin compostare la locul de producere, în gospodăriile dotate cu unități de compostare individuale. Deșeurile colectate de Braicata sunt transportate la centrul de colectare deșeuri din Deta. Asocierea SC Braicata SRL, Libro Event SRL, prin operatorul Braicata SRL, cu experiență de 20 de ani în domeniul colectării separate a deșeurilor, operează în județul Timiș, în zona 3 Deta. Braicata, din respect pentru resurse. Campanie de informare și conștientizare derulată de Asocierea SC Braicata SRL, Libro Event SRL, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri. Ne dorim să-ți fim aproape la nevoie, așa că ne-am extins pentru a-ți putea veni în ajutor. Ce are Parângul Petroșani prin nou deschisă agenție din Arad, vă oferă cu un minim de cerințe pentru creditare, o gamă diversificată de împrumuturi cu dobânzi atractive și în cele mai avantajoase condiții de pe piață, rate fixe și oportunități de refinanțare. Vă așteptăm la noua noastră agenție deschisă în Arad, pe strada Aurel Vlai cu numărul 6076, blocul 6, scara B, apartament 10, aparter. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0357100116 sau 0723354345. Ce are Parângul? Soluția eficientă pentru fiecare! Ia uite-o, uite la ea, Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone! Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare.
Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. Dragi iubitori ai folclorului, studioul Capital TV Deva vă oferă în fiecare duminică de la ora 10 o emisiune de folclor. Sunt Elis Ursu și aștept telefoanele dumneavoastră la numărul 0254111940 pentru a oferi dedicații pentru cei dragi. Un cadou muzical este un cadou din suflet pentru suflet doar la Capital TV. Vă așteptăm cu drag! Fotoliul cu ghimbi. Câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să-și o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa asta? Cât a costat? Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV. Fiecare seară, de la orele 19:50, voi susține tableta de seară, o emisiune scurtă, de scurtă durată. Cu această ocazie, voi aduce în fața dumneavoastră, în cuvinte scurte, evenimente și întâmplări legate din economie, din politică, din sport, din medicină, cultură și așa mai departe.
Am revenit în studio, dragi telespectatori, partea a doua emisiunii Realitatea în politică. Discutăm așadar despre ascensiunea neamului românesc prin prezența în platou Capital TV a domnului președinte al Partidului Neamul Românesc, domnul Ninel Pea. Discutam înainte de pauză despre doamna Diana Iovanovici Șoșoacă. Nu începusem încă discuția pentru că știm cu toții, după alegerile locale din septembrie anul trecut, în care Alianța pentru Unirea Românilor a obținut un scor destul de mic, 1 și ceva%, au urmat alegerile parlamentare, în care, spun eu și nu numai eu, un aport semnificativ pentru ascensiunea Partidului Alianței pentru Unirea Românilor, evident, după încheierea unui protocol cu Partidul Neamul Românesc, prezența în campania electorală, în toate mijloacele de comunicare, în live-urile pe care dânsa le-a făcut, mă refer la doamna Diana Iovanovici Șoșoacă, a făcut în așa fel încât Alianța pentru Unirea Românilor și prin contribuția amplă a doamnei Diana Iovanovici Șoșoacă să obțină un scor extraordinar de bun, zic eu, pentru un partid angrenat pentru prima dată la alegerile parlamentare. Și aici nu putem decât să admirăm modalitatea prin care spiritul civic, patriotic, în sprijinul poporului român, al neamului românesc, dânsa a acționat și acționează în continuare de la tribuna Parlamentului României. Dar las pe domnul președinte Ninel Pea, foarte apropiat de doamna Diana Iovanovici Șoșoacă, să nu uităm că în momentul în care doamna Șoșoacă, în data de 21 decembrie 2020, a plecat în Parlament pentru a prelua mandatul și a depune jurământul, evident, a fost însoțită de domnul Ninel Pea, președintele Partidului Neamul Românesc. Vă rog. Da, eu am mers atunci la, nu mai atunci, bine, am la Parlament. Dar știți ce nu v-am întrebat niciodată? Cum ați cunoscut-o dumneavoastră pe doamna Șoșoacă? Care a fost primul impact? Prin soțul doamnei. Prin Silvestru. Silvestru este un bun manager, da, bun, da, organizator, da. Chimist de meserie. Și studia la drept. Da, nu, păi, da. Trebuie să meargă după doamna, nu trebuie să o ajute, pentru că partea de chimie a cam distrus, au cam distrus-o bandiții ăștia internaționaliști care au condus România în ultimii 30 de ani. Da. Da. Am tot vorbit și cu doamna Șoșoacă și cu Silvestru, da, că este nevoie să intre în politică. Arena politică, da, pentru exact, că din spațiul civic sau civic-militant nu va putea face multe, pentru că acest spațiu civic-militant este ocupat de către ONG-urile înființate de Soros și România, pe care, dacă știe, ar fi fost, fac o paranteză, pe care le cunosc toți, dar în același timp sunt susținute de servicii secrete străine, dar și de cozi de topor din serviciile secrete românești. Da. Dacă ne gândim foarte bine dumneavoastră, pentru că aveți în spate o activitate parlamentară, vă e mult mai ușor să acționați acum din calitatea de președinte al Partidului Neamul Românesc. Dacă și doamna Șoșoacă ar fi avut în spate un mandat parlamentar sau o anumită experiență, ar fi fost mai simplu să acționeze pe partea civică acum, cum faceți dumneavoastră. Dar ați gândit foarte bine prin implicarea dânsei de, politică. Din această cauză, da, m-au întrebat mulți de ce, da, nu am candidat eu Ninel pe ea, da, la, da, da, Parlament. Vreau să știe toți românii că eu, dacă puteam să candidez în orice județ din țara asta și eram acum deputat sau senator, am completat și dosarul respectiv, dar m-am gândit la un singur lucru. Din poziția de parlamentar, eu nu mai puteam să vă spun adevărul aici, dragi români, pentru că implicam și instituția Parlamentului și implicam țara prin declarațiile mele politice sau prin luările mele. Corect. De cuvânt. Și atunci, de ce? Pentru că potrivit legii fundamentale, deputatul sau senatorul nu poate fi tras la răspundere juridică pentru voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. E, ori în afara mandatului, ceea ce domnul Ninel Pea face în spațiu public, nu poți să spui că nu răspunzi în virtutea ideii, dacă ai fi, bineînțeles, exercitantul unui mandat parlamentar. Nu, nu răspunzi, pentru, da, că ești deputat și senator și în somn și tot e o declarație politică. Problema se pune în felul următor. Dacă la un moment dat
ceea ce spun eu acum românilor, le spun adevărul, efectiv, și punctez și anumite chestiuni care sunt mai sensibile și secrete, ar implica țara și atunci mesajul în afară s-ar duce prea brutal și țara ar avea de suferit. Dar sunt anumite principii ale dreptului parlamentar, da, exact asta, care nu trebuie să te abazi de la ele. Nu poți să sar bârlezul. Exact, foarte și atunci, eu am luat hotărârea să fiu doar președintele al Partidului Neamul Românesc, pe care l-am înființat ca și fondator, și din această poziție pot să conduc și să vă dau un exemplu, dragi români, Partidul Lege și Justiție, Partidul Conservator din Polonia, condus de președintele Kaczynski, este la guvernare de aproape 6-7 ani, a pus 3 guverne, a dat 2 președinți ai țării și președintele partidului nu are nicio funcție în statul polonez. Pentru că numai așa domnul Kaczynski a putut să coordoneze, să îmbine toate asperitățile din întreaga, dintr-un întregul spectru politic, civic și social al Poloniei, să-i unească la un loc ca să ducă mai departe valorile creștine și democrate. Partidul Neamul Românesc, pentru că m-au întrebat mulți ce doctrinare și de, e de stânga, de dreapta, de centru, extremă stângă, extremă dreapta, nu, dragi români. Noi nu suntem nici de extremă dreapta, nici de extremă stânga. Nu suntem nici de stânga, nici de dreapta. Și nu suntem nici de centru. Alții se mai numesc de centru, stânga, centru, dreapta. Parcă ne-am dat, știți cum e, am fi printre jaloane. Nu, noi suntem Neamul Românesc. De asta și mă bucur că domnul Titi Sultan a pus titlul emisiunii Ascensiunea Neamului Românesc. Noi luptăm acolo pentru ascensiunea Neamului Românesc și redeșteptarea conștiinței naționale. Și doctrina noastră este compusă din cei 3 mari pilori. Avem o doctrină națională, creștină și conservatoare. Pentru că mulți spuneau că e la alte televiziuni sau mai îmi recomandă, în ghilimele, nu mai spune că ești naționalist. Dar ce e atât de rău și atât de grav să spui că ești naționalist? Și conform Dexului spune, scrie foarte clar, cel care se declară naționalist și este naționalist e cel care își iubește nația din care face parte. Vedeți dumneavoastră, dragi români, când merge prin străinătate, în Israel, în Germania, în Italia, în America, peste tot flutură steagul acelei țări și toți sunt mândri că sunt cetățeni ai acelei țări. Știți ce ne-au făcut bandiții ăștia? Aia de stânga, aia de dreapta, aia de centru, timp de 30 de ani, ne-au distrus. Ne-au făcut să ne fie rușine, să spunem, că suntem români atunci când mergem în vacanță în Grecia, în Italia, în Turcia sau în Egipt, dau exemplu. Nu mai trebuie să ne fie rușine că suntem români, pentru că acest popor este unul dintre cele mai vechi popoare din lume și scrierile de la Tărtăria sunt mai vechi decât scrierile sumeriene. De aici, și mulți experți ai lumii spun, de aici, din arcul carpatic, din zona carpato-danubiană pontică, a început prin roire, prin roire efectiv, cucerirea aproape a întregii lumi. Dacă ne uităm bine, există, și chiar este foarte important să le spun oamenilor, cum să... în limba limba celtă veche, tatăl nostru este aproape identic, ca sună aproape identic ca în limba română. Căutați pe internet, pe Google, și o să vedeți că este la fel cum îl pronunțăm noi. Bineînțeles că limba se schimbă atunci când pleacă un roi, roiește, da? Ca albinele roiesc. Da? Și merg în, și-și fac un alt cuib în altă parte. Păi, vedeți dumneavoastră că și acum se schimbă, copiii noștri vorbesc cu alte cuvinte, cu alte jargoane, mai scurte, pe internet. Poate peste 200-300 de ani limba românească va fi mult schimbată și cei de acum, dacă am merge în viitor, n-am putea să mă înțelegem. Dar România și limba română și neamul românesc are un avantaj. Chiar dacă poporul român ar pieri, există Eminescu. Scrierile lui Eminescu dau adevărata dimensiune a neamului românesc și a acestei limbi, pentru că limba română este una dintre cele mai sofisticate și cele mai grele din lume și reprezintă cel mai mare dar de la Dumnezeu dat unui popor vreodată. Asta înseamnă
Haide să a fi naționalist, a iubi nația din care faci parte și, în primul rând, foarte important, să ne cinstim acei strămoși care au luptat pentru limba noastră, să ne cinstim acei români care, strămoși care și-au dat sângele pentru patria noastră, pentru fiecare bucățică de pământ. Și foarte important încă o dată, pentru că nu trebuie să uităm, marii noștri domnitori, dar toți domnitorii, atunci când iar se băteau cu turcii, atunci când făceau un tratat de pace, plăteam poate un tribut mult mai mare, poate ne puneau în genunchi și munceam de 10 ori mai mult să plătim acel tribut, poate ne umileau, dar un singur lucru nu negociau marii domnitori români. N-au negociat, au spus, primul punct în tratatele de pace era așa: pe pământ românesc nu se va construi niciodată o moschee. Da. Așa am păstrat prin credință inima și sufletul neamului acesta din care faceți parte. Și toți trebuie să spuneți la unison: iubesc neamul românesc. Da. Domnule Dinel Peia, în anul 2019, luna noiembrie, a participat candidat din partea Partidului Neamul Românesc la alegerile prezidențiale. Da. Multă lume întreba ce s-a întâmplat în acel moment când ați dispărut din peisaj. Foarte multă lume întreabă, pentru că nu se știe concret care a fost motivul pentru care serviciile, adică SPP-ul, v-a pierdut urmă? Nu m-a pierdut SPP-ul. Asta a fost o prostie, o manipulare de presă, efectiv. După cum știți, cu o săptămână înainte, dragi români, la Patriarhia Română era și Mircea Diaconu și Viorica Dăncilă și mai mulți candidați, făceau mătănii în genunchi pe acolo și toată presa după ei: mamă, cât sunt ei de credincioși. Dar acești bandiți internaționaliști votaseră la Bruxelles, cât au fost europarlamentari, ca căsătorile homosexuale. Da. Este ilogic, adică e un nonsens. Eu nu am vrut decât să merg la duhovnic, la părintele Melchisedec, la Bănăstirea Putna, să cere binecuvântarea. Atâta tot. Și am vrut ca să merg acolo în liniște și pace, doar eu, cu Dumnezeu și cu părintele. Ce era atât de greu? Am plecat de la hotel, pentru că SPP-ul nu are absolut nicio vină. Ei nu aveau obligația să mă păzească pe mine pe timp de noapte, pentru că nu eram de grad zero. Eram un simplu candidat la președinție. Nu eram Iohannis, nu eram Băsescu. Și normal că ei aveau ca sarcină de serviciu să mă păzească, în sensul să nu mă lovească cineva la o manifestație. Exact. Ei, de fapt, protejau candidatul ca să nu fie, eu știu, lovit de adversari, cum a fost lovit Emil Constantinescu cu Cerneană la un moment dat. Deci asta s-a întâmplat. Și eu am plecat la mănăstire și apoi a ieșit un scandal monstru. Dar, în același timp, cu acea ocazie, ați aflat toți că există Partidul Neamul Românesc, că Partidul Neamul Românesc are ca și siglă crucea Sfântului Apostol Andrei, întâiul chemat de Domnul nostru Iisus Hristos și creștinătorul României. Cred că a sosit timpul să nu mai pune ștampila pe trandafir, pe săgeți, pe mai nu știu ce useriști, plusiști, neomarxiști, ci să pune ștampila pe crucea dusă de cel care ne-a creștigat pe noi. Crucea Sfântului Apostol Andrei. O să o găsiți pe buletinile de vot peste 3 ani jumate sau poate mai devreme anticipate. Pentru că eu niciodată nu am abdicat de la principiile care m-au condus în politică, și acestea fiind lupta, una singură, lupta împotriva anti-românilor. Fie că sunt ei români, fie că sunt ei străini, pentru că să știți că sunt mai mulți români anti-români decât străini. Românii noștri care s-au vândut pe o pungă de arginți sunt cei mai răi șerpi pe care a avut neamul românesc. Datorită acestor șerpi, a acestor anti-români, România a fost jefuită în 30 de ani, cât a fost jefuită și de Imperiul Roman Aurul Dacic, și de Imperiul Turc, și de Imperiul Habsburgic. Și dacă tot vorbim de Imperiul Habsburgic, dragi români, puțin știu că Oltenia a fost ocupată de Imperiul Habsburgic la un moment dat. Dar România a rămas cu o vorbă: țara lui Papu Revoda. Poate românii nu știu cine e Papu Revoda.
Papură Vodă se numea Nelu Papură și era un oltean dârz care făcea cete și jefuia pe austrieci și banii care îi strângeau din dări și lui peste tot și se ducea la mănăstiri, la femei amărâte cu copii și și avea grijă de ele. Acum, austriecii cum puteau să controleze, că nu puteau să controleze cu soldații lor, au angajat, cum să zicem, milițienii de acum, Potera, da? Au angajat oameni de pe melegul ăstea. Și Nelu Papură și cu ceilalți haiduci s-au angajat în Poteră. Adică Poterea care trebuia să-i prindă pe ei, mă înțelegeți? Și atunci, inclusiv când s-a rupt filmul, birurile strânse de Imperiul Austriac, inclusiv din Serbia, că era tot subjugată de ei, trecând prin Oltenia ca să treacă munții, Nelu Papură era Papură Vodă, de aici, că se întâmpla orice acolo, statul austriac nu putea să facă nimic. Țara lui Papură Vodă. Asta e istoria adevărată. Da. Și atunci Nelu Papură, fiind și Poteră și haiduc, au jefuit acel transport încât a suferit Imperiul Austriac vreo 6 luni de zile, că nu mai aveau bani pentru leafa soldaților, nu mai aveau bani pentru administrație și așa și pe dincolo. Și atunci singuri au plecat de acolo. Și acum să revin. Nu ați văzut niciodată dumneavoastră, sau eu nu știu, un conducător de oști, oltean sau domnitor, care să trădeze țara. Eu nu am văzut absolut niciunul. Credeți-mă, sunt oltean, dar nu spun asta pentru că sunt oltean. Alegeți-vă oameni care iubesc țara. Ajunge cât am pătimit. Nu pentru noi, ci pentru copiii noștri, pentru copiii copiilor noștri și peste ceva să vină, peste 1000 de ani. Da, frumos. Nu întâmplător, am ajuns la anul 2019, care a fost un an deosebit de important din punct de vedere electoral. Mă refer la alegerile prezidențiale în special. Candidatul din LPA, fost un candidat din LPA, se mai gândește pentru următoarele alegeri prezidențiale să participe sau, având în vedere relația foarte bună, deși nu e membru Partidul Neamul Românesc, doamna Diana Șoșoacă, vă gândiți să o susțineți pentru încercarea de a obține mandatul prezidențial? Există două variante. Vă rog. Am discutat cu Diana Șoșoacă și am propus să fie candidatul Partidului Neamul Românesc la președinția României. Numai că trebuie să începem de acum campania pentru a avea stâlpi de români în fiecare sătuc din țara asta. Și rog toți românii care doresc să candideze la primar, la consilier local, la președinte de Consiliul Județean, să sune la Partidul Neamul Românesc, să intre pe site-ul partidulneamulromanesc.ro și să spună: eu vreau să candidez în comuna Asău, din Bacău. Dar aici vreau să vă spun că avem deja 3 consilieri și viceprimari și o să vă explic cum. Ai Partidului Neamul Românesc. Da, evident. Da. Deci, luați steagul în mână. V-ați săturat de primarii din comună, v-ați săturat de consilieri din comună, aceiași de ani de zile, v-ați săturat de toate partidele, veniți în Neamul Românesc, vă așteptăm și eu vă dau împuternicirea să faceți o filială acolo în localitate, să candidați la consilier local, la primar, la viceprimar, la ce vreți dumneavoastră. I-am propus doamnei Diana Șoșoacă să candideze. Ea, pentru ea este o decizie foarte grea. Am discutat și cu Silvestru, soțul ei, da. Pentru că... E foarte grea, mai ales că acum este senator neafiliat, vă dați seama că din toate părțile, din tot eșichierul politic, sunt convins că au contactat-o, pentru că este momentul. Dacă au contactat-o să o distrugă și să-i distrugă viitorul politic și să o abată pe căi, dar nu cred că Diana Șoșoacă poate fi clintită de la iubirea de neam și țară. Nu poate. Da, există varianta. În cazul în care doamna Diana Șoșoacă va hotărâ să candideze, și sper să se hotărască cât mai repede, Partidul Neamul Românesc și eu din LPA o vom susține și atunci vom face un tandem. Diana Șoșoacă, candidat la președinție, și din LPA prim-ministru al României. Perfect. Ăsta este tandemul și în toamnă vom propune și cabinetul de miniștri ai guvernului Partidului Neamul Românesc, indiferent când vor fi aceste alegeri, ca toți românii să-i cunoască pe miniștri timp de 3 ani, să știe programul politic. I-a stabilit deja, adică aveți deja o listă, ați creionat deja, da, și dacă există tineri sau
oamenii cu experiență în diferite domenii de activitate, le așteptăm CV-urile la partid, nu numai pentru miniștri, ci pentru toate domeniile, agenții guvernamentale și așa mai departe, pentru că vrem să dăm țării un guvern și un proiect politic cu adevărat iubitor de neam și țară, pentru că altfel în 3 ani de zile țara se dezmembrează. Efectiv, ăsta este scopul neomarxiștilor, dezmembrarea României în 3 țărișoare. Pe partea cealaltă, da, există din... varianta, da, ca doamna Diana Șoșoacă să nu candideze la președinție, să nu vrea să candideze, pentru că imediat după o lună și ceva de parlament, era atât de... Da. Dezamăgită, ceva? Dezamăgită, nu, că nu poate să-i ajute pe toți. Exact. Efectiv, un singur om nu poate să ajute pe toată lumea, dar i-am spus că poate să-i ajute pe toți, numai prin politici, programe, exact, și declarații politice, exact, cum am spus eu, prin puterea cuvântului. Da. Și încă o dată înțelegeți, un politic nu poate face multe dacă nu este la guvernare, dar are un singur lucru pe care nu îl poate lua nimeni. Puterea cuvântului. Și puterea poporului. Și prin acea puterea cuvântului poate să ajungă la dumneavoastră, exact, și dumneavoastră, poporul, să-i dați puterea și să nu mai dați puterea acelorași care de 30 de ani de zile ne conduc și ne distrug și nația, și viața, și credința, și familia. Absolut tot. Pe partea cealaltă. Când ați vorbit ultima dată cu ea? Astăzi. Vorbiți zi de zi cu ea sau prin intermediul lui Silvestru? Nu. Am vorbit cu ea. Când sunt treburi importante și de discutat la obiect, vorbesc direct cu ea. Când sunt treburi de analiză, sinteză și de acțiuni în desfășurare, vorbesc cu Silvestru. Treburi bărbătești, de bărbați adevărați. Doamna Diara este un politic, acum este la Iași. Da. Acum cred că e în fața prefecturii și clamează tot prin puterea cuvântului drepturile și libertățile cetățenești și am înțeles că mâine este mare demonstrație în București la ora 15 în Piața Victoriei. O manifestație civică împotriva acestor măsuri aberante și ilare ale guvernului. Voi fi și eu prezent, da, în calitate de cetățean, dar și ca tată, ca părinte, trebuie să merg. Deci nu ca președinte al Partidului Neam Românesc. Nu, cetățean. Ca cetățean. Da, și rog ca toți românii, în calitate de cetățeni, să vină să demonstreze, pentru că sunt de acord cu orice demonstrație civică, cu o singură condiție, da, fără violență. Exact. Puterea cuvântului poate să fie atât de mare încât poate să dărâme și zidurile, nu numai ale guvernului, poate să dărâme munți. Tocmai de aia vă întreb, domnule Nelpea, luni, de exemplu, în București s-au organizat proteste. Au fost 3 grupări, din ce am înțeles eu. Gruparea Diana Ivanovici Șoșoacă în Piața Victoriei, gruparea George Simion la Universitate și Pompidou Diplan. Tot acolo. La un moment dat, când grupurile din Piața Victoriei și un grup care venea de pe Ștefan cel Mare, ceva de genul, s-au unit, s-a vehiculat că mulți dintre aceia au petarde, sticle și vor să provoace forțele de ordine pentru a genera violențe. Diana Ivanovici Șoșoacă s-a retras imediat cu oamenii pe care îi avea. Nu, dar erau oameni care o susțineau. Nu care avea, care o susțineau. Da. Și atunci s-a întâmplat să existe conflicte între forțele de ordine și așa zisii manifestanți. Vă desolidarizați total de cei care, în virtutea dreptului de a protesta, a libertății de exprimare, ajung să provoace forțele de ordine? Deci nu că mă desolidarizez, eu m-am desolidarizat, da, tot timpul și imediat de orice fel de acțiuni violente. Da? Putem să demonstrăm și putem, sigur, să ne cerem prin puterea cuvântului drepturile noastre. Aici vreau să vă contrazic. Da. Luni au fost în toată țara mai multe, sigur, mai multe, eu vorbeam de București, acțiuni civice de proteste, dar da, în același timp au fost luate și autorizații și se dă autorizații doar pentru 100 de persoane. Mai multe persoane au cerut autorizații la primărie. Unii au cerut la Piața Victoriei, unii au cerut la Universitate, exact, alții au cerut la Izvor, alții la Palatul Cotroceni, da? La un moment dat, fiecare când a văzut că e o manifestație la Cotroceni sau la Palatul Victoria sau la Universitate, s-au dus acolo unde au văzut informația. Da? Da. La un moment dat, văzând live-uri de pe Facebook din toate părțile,
au zis, hai să ne unim cu toții. Unde să ne unim? Să ne unim în Piața Victoriei, unde este un spațiu mare și unde toată lumea poate să... Toată lumea poate să încapă. Dar în același timp există două variante. Pot să fie și tineri mai... Da, cu sânge, nu pot să mai meargă la meciu, nu pot să mai sunt alte. Exact, activități. Și atunci au găsit un debușeu și au făcut un pic de scandal cu, cu jandarmii, dar pe partea cealaltă, eu am văzut la televizor o acțiune a doi jandarmi care stăteau niște tineri la Unirii în seara aceea pe bordură, da, cu minți, și i-a pus să se pună pe burtă și cu mâinile la spate, dar sunt infractori. Și a venit un alt polițist sau jandarm și a zis, ridicați-vă de aici, și l-a atenționat pe individ. Deci există tot timpul oameni în toate instituțiile, în toate sferele societății, care fac exces de zel. Așa sunt și printre manifestați, dar întotdeauna există și încă un dar și că un dar, pot da printre manifestați să existe și oameni sau agenții infiltrați. Exact. Alor, unor entități române sau străine sau chiar unor servicii secrete care să provoace intenționat anumite evenimente în scopul clar de a denigra acea acțiune și a denigra personalitățile politice care participă la acea acțiune. Și aici vreau să le aduc aminte cititorilor, telespectatorilor, că la protestele organizate de reziști neomarxiști a participat și Cioloș și Barna, exact, și Voiculescu, așa, și Iohannis în geacă roșie, da? Și spunea atunci președintele Republicii Iohannis aplomb că acest guvern nu mai ne reprezintă, pentru că în acest moment sondajele spun, și nici Parlamentul nu mai reprezintă, în acest moment sondajele spun că ei nu mai au susținerea populară și trebuie alegeri anticipate. Păi și asta îi spun și eu domnului președinte al Republicii. În acest moment, conform sondajelor, actuala coaliție formată din PNL, cred că plânge brătie, nu se întoarce în moment când vede cum au... cum i-au distrus moștenirea, da? Păi PNL-ul a fost căpușa de foștii pedeliști, exact, e foarte clar, de hienele de la PDL. Și alături de acești neomarxiști, pentru că trebuie să revin la Voiculescu și la neomarxiști, la miniștrii respectivi, acești neomarxiști efectiv au un singur plan. Distrugerea totală a economiei. S-au împrumutat anul trecut 25 de miliarde de euro, anul acesta până în toamnă se mai împrumută 15 și ajungem la o datorie totală de 60%, cea mai mare din istorie. Deci ei s-au împrumutat anul trecut când ne-au împrumutat 10 ani, efectiv. Și ce se va întâmpla în momentul în care vom ajunge în toamnă la 60% datorie publică, în acel moment finanțele internaționale, băncile vor strânge șurubul și nu va mai exista finanțare pentru refinanțarea datoriilor, finanțare pentru plata pensiilor, și atunci o să vină rechinii și asasinii economici cu un singur crop și să spună, trebuie să aveți să plătiți. Să plătiți. Păi și nu să plătim? Păi împrumutați-vă. Nu să ne, nu, și coordonat, nici o bancă nu va împrumuta guvernul. Și atunci ar spune, vindeți ce mai aveți. Exact. Și o să vindem hidroelectrica, portul Constanța, nuclear electrica, alte resurse. Și vă dau un exemplu de hidroelectrica. Hidroelectrica sau Romgazul, care are o valoare de piață de 2,4 miliarde de euro. Acum, da? Da. Hidroelectrica, dacă ar fi listată, și am vorbit cu specialiști în finanțe, cu banchieri englezi și specialiști de pe Wall Street din Statele Unite, mi-au spus, domnul Peia, dacă dumneavoastră listați, guvernul listează 10% din acțiunile hidroelectrica la bursa din Londra, da? În city-ul londonez, acolo unde sunt cei mai mulți bani și de unde se dă ora exactă, hidroelectrica va valora minim 15 miliarde, dar se poate duce pe bursă, ca e valoarea reală, până la 20 de miliarde. Ei nu vor să facă asta, ei vor să facă o șmecherie prin vânzarea activelor, încălcând legea printr-o ordonanță de urgență, care este ilegală, efectiv, da? Și e vorba de subminarea economiei naționale. Da, dacă nu mai există ca listarea doar pe bursa de la București a unor acțiuni la un preț de nimic, unde nu există marele capital. Și atunci vom vinde hidroelectrica la vreo 3-4 miliarde de euro, valoarea ei totală, dar nu mai avem absolut tot din hidroelectrica,
Și în același timp am luat împrumuturi de vreo 25 de miliarde, mai luăm încă 15, acum 40 de miliarde și pentru astea 40 de miliarde vom vinde 3-4 perle ale coroanei care aduc profit României și sunt societăți de importanță strategică a României pentru vreo 10 miliarde ca să plătim doar datorile. Dar și pe ceilalți îi vom plăti în viitor iarăși tot din munca noastră. Deci vedeți cum se face jefuirea României. Și mă refeream la ministrii neomarxiști USR+. Eu în locul lui Ludovic Orban în acest moment i-aș da afară pe toți, aș da USR-ul afară și cred că inclusiv PSD-ul va susține. De ce? Ludovic Orban are puterea de a decide în momentul nu, dacă îi spune președintele Republicii de la Cotroceni. O să vă întreb foarte clar, vis-a-vis de proteste, păstrați-vă ideea. Până când credeți că o să mai dureze aceste proteste și cum credeți că se va finaliza această manifestare a protestelor? Aceste proteste vor continua până când acest guvern va pleca. Dar dacă acest guvern nu... Acest guvern nu pleacă. Într-o săptămână, poate sâmbătă, acum vor fi în toată țara 100.000 de oameni, poate la București vor fi 30.000 de oameni. Dar dacă nu va pleca după aceste proteste, săptămâna viitoare, așa cred eu și conform analizelor, sinteză pe care le primesc pe birou în fiecare dimineață, săptămâna cealaltă vor fi 100.000 de oameni în Piața Victoriei și 1.000.000 în toată țara care vor demonstra. Și atunci vor pleca, nu cu coada între picioare. Doamne ferește, de mai rău. Am înțeles, deci, Doamne ferește. Ei trebuie să înțeleagă că violență. A ajuns nu e răbdarea neamului românesc a ajuns la ce rolare va avea neamul românesc în situația în care se formează un nou guvern. Unu, în condițiile în care Partidul Social Democrat, iată, stă în expectativă, mai este domnul Ciolacu cu o declarație de presă. Doi, Alianța pentru Unirea Românilor e destul de activ în acest moment și o să vă întreb totuși dacă mai aveți contact cu ei în condițiile în care ați așteptat destul în ianuarie, deja suntem în luna aprilie și iată, nu s-a materializat nimic. Scot. Perfect. Bun, mergem mai departe. Cu cine veți forma această coaliție? Nu, noi nu vrem să formăm nicio coaliție. Consider în acest moment că tuturor politicienilor de la toate partidele, chiar dacă au trădat România ultimii ani, că în politică, în interesul național, poți să negociezi cu multă lume, cu toată lumea, dar numai în interesul național. Consider că este nevoie de un pact național pe sănătate, învățământ și economie, un pact național care să urmărească aceste trei direcții pe care să și-l asume orice guvern care va veni să nu-l încalce. În rest, să facă orice fel de politici doresc el. Pe baza acestui pact național, trebuie un guvern de Uniune Națională, susținut de toate partidele din Parlament, da, sau marea majoritate a lor, cu un ministru nu tehnocrat, neapărat, că s-a perimat termenul de tehnocrat de când cu Cioloș. Da. Dar un profesionist care știe exact ce vrea, dar și cu sistem relațional internațional. Vă gândiți la Călin Georgescu? Ar fi bun și el, dar nu îl vor accepta cei de la USR și PNL. Pentru că așa au primit ordin. Opțiunea pe Inel pe ea? Nu vor accepta ei să fie Inel pe ea acum. Noi așteptăm încă 3 ani jumate, da? Și Partidul Neamorovunesc va da și președintele țării și prim-ministrul țării. Vă garantez asta. Cu ce este foarte simplu. Cum? Cu ce garantați? A zis că ne garantați. Păi vă garantez în felul următor. Cum v-am garantat eu că Partidul Neamorovunesc va intra în Parlament cu o lună înainte de alegeri? La emisiune. Înseamnă că sunteți vizionari. Sunteți vizionari. Nu știu. Deci... Toată lumea s-a mirat. Da, am intrat în Parlament. Dacă presa mai este ne-a blocat, ce oameni atunci, foarte bine atunci, pregătiți. Exact, atunci am mers foarte mult pe rețelele de socializare și chiar ne pricepem la asta. Suntem buni și avem tineri la partid, extraordinar de buni, care pot să bată și Microsoft-ul fără niciun fel de probleme. Ultima atât întrebare despre doamna Diana Ivanovici-Oșoacă. Considerați că faptul că doamna Diana Ivanovici-Oșoacă nu mai este președinta Comisiei de Abuzuri, Petiții și Combaterea Corupției în Parlamentul României, în Senat, e o mare pierdere pentru
rezolvarea problemelor cetățenilor care au fost abuzați e vital. De autoritățile statului deci, român. Ca să înțeleagă oamenii că revenisem, de ce am fost eu în Parlament în prima zi cu doamna perfect, Diana Șoșoară? Perfect. Am fost acolo în Parlament, dragi români, ca să negociez această comisie. Pentru că nu se putea obține această comisie foarte importantă, pentru că această comisie a fost condusă de-a lungul anilor, timp de 30 de ani, de persoane șterse, persoane care ascultă de ordin. Și erau profesioniști. Exact. Eu am mers cu Diana Iovanovici Șoșoacă și am negociat și cu George Simion și cu Claudiu Târziu această comisie pentru ca Diana Șoșoacă să fie președintele comisiei, pentru că cei de la AUR, George Simion și Claudiu Târziu, doreau să ia comisia pentru constituționalitate, care nu avea nicio relevanță. Și a spus pentru Diana Șoșoacă, Partidul Neamul Românesc cere, pentru că în politică trebuie să cere. Asta este situația, exact. Dar în negocieri politice nu mergem, nu suntem la fotbal aici. Un om politic trebuie să știe exact ce vrea. Și am cerut Comisia pentru Abuzuri și Justiție din Senatul României și doamna Diana Șoșoacă să fie președinte. Și Claudiu Ziu și George Mie, păi da, dar o să le dea nouă. Păi dacă voi nu cereți, în calitate de lideri ai AUR, da, că sunteți parlamentari, nu cereți ceva, nu se vă dea nimeni. Știți cum este proverbul ăla? Cine, copilul care nu plânge, nu primește lăptic. Da, e logic. Da. Și ei au cerut. Și după aceea s-a și aprobat, pentru că eu ninel pe ea, eram singurul care îi putea ajuta și pe ei, pentru că știu cutumele parlamentare. Foarte important în Parlamentul României este să știi cutumele parlamentare și să le respecti. Cei care n-au respectat cutumele parlamentare au devenit paria societății. Un om politic în momentul în care bate palma și își dă cuvântul, nu ca George Simion, Lulea și Claudiu Târziu de la AUR, când își dă cuvântul între patru oi cu alt politician, mai ales un lider de partid, trebuie să țină de acel cuvânt, că altfel va deveni un paria al politicii. Poate revin la sentimente mai bune. De ce nu vă nu cred, pentru că altcineva conduce ar spate. Fi posibil ca Diana Iovanovici Șoșoacă să se întoarcă în AUR? Dacă evident, nu, Alianța niciodată. Pentru Unirea Românilor spun, domne, haideți să-i acordăm din nou sprijinul nu, parlamentar în grupul parlamentar. Nu se va întoarce acolo pentru că au jignit-o enorm și n-au jignit-o ca om politic, ci au jignit-o ca femeie, ca mamă, ca om și ca român. Asta ați e, vorbit da. Cu ea și a spus clar că sunt nicio nu, formă. Cunosc foarte bine, da, nu se va întoarce. Dar în același timp consider că acțiunea de retragere a doamnei Diana Șoșoacă de la Comisia de Abuzuri a fost o acțiune foarte bine gândită, pentru că într-o lună de zile au venit peste 600 de petiții. Acum, din punct de vedere parlamentar, o să le explic oamenilor ce înseamnă această președinție. Sigur. Cu un an înainte, dau exemplu, tot timpul anului au venit doar 500 de petiții. Veneau petițiile președintele comisiei și membrii comisiei. Că nu mai avea încredere. Da, să vă dau care e procedura, să înțeleagă oamenii. Da, ce înseamnă o procedură parlamentară și cutumele și, procedura. Da. Veneau petițiile, cei de la comisie și președinta sau președintele comisiei, cum fac și acum, le trimiteau la ministerul respectiv să ne răspundeți de ce nu i-ați dat lui Nea Ion pământ. Sau multe le clasau. Și ăla, după aceea, ministerul trimitea răspuns, zice, și ei trimiteau răspunsul la om. Am trimis acolo sesizarea dumneavoastră, veți primi răspunsul acasă. Bun. Acum, eu am discutat foarte bine cu doamna Diana Iovanovici Șoșoacă și există două proceduri de anchetă. Dacă comisia face o anchetă în integralitatea ei, ar trebui avizul biroului permanent, sigur, ceea ce nu s-ar fi dat niciodată. Sigur. Și acum, perfect. Doamna Diana Șoșoacă avea plângeri împotriva alu Căi Turcan, alu Arafat, alu Orba, alu Câțu, adică a tuturor celor care au nenorocit poporul român, mai ales în pandemie. Și atunci există în regulamentul Senatului un articol prin care un președinte de comisie raportat la o cauză sau o petiție poate să înființeze o subcomisie de anchetă la care chiar președintele poate să se autonumească președintele acelei subcomisii de anchetă cu 3-4 parlamentari membri și să ancheteze, de exemplu, pe Arafat, cum trebuia să-l ancheteze pe Arafat în următoarele zile. Ce înseamnă această subcomisie de anchetă parlamentară? Înseamnă că nu mai avea nevoie, nu mai era comisie, ci subcomisie, nu mai avea nevoie de aprobarea biroului permanent. Și atunci, ce s-ar fi întâmplat? Discutasem cu Diana Iovanovici Șoșoacă că aceste audieri
și ale comisiei de, subcomisiei de anchetă să fie publice, dragi români. Și dumneavoastră, dragi români, ați fi aflat în direct pe pagina de Facebook a doamnei Diana Șoșoacă, pentru că televiziunea n-ar fi dat tot, în pentru direct, că poate transparența mandatului transparență. De asta s-au speriat. Așa e. De Ninel Peia, pentru că este un om politic care știe absolut toate mijmașurile lor și toate cutumele parlamentare și știu legislația punct cu punct. Știu cum trebuie, cum poate să meargă o lege dintr-un punct în altul, știu cum poate o petiție sau o problemă să fie rezolvată din punct de vedere parlamentar. Și Diana Șoșoacă era un jurist de excepție care i-ar mai fi terminat. Aveau oameni încredere în ea și au. Exact. Și atunci dumneavoastră, dragi români, în acest moment, prin trădarea celor de la AUR, prin trădarea tuturor celorlalți, pentru că interesele au fost toate, de la PNL, PSD, USR, să nu aflați ce s-a întâmplat în pandemie, în direct, și în reluare, cum zicea Dan Diaconescu, da? În direct, pe Facebook. Ați avut adevărul. Din, ceea ce din cauza asta. Că AUR a bătut palma cu... Da. A bătut, PNL, USR, nu știu cu cine a bătut palma, a primit comandă să scăpați de doamna Șoșoacă, pentru că așa ceva, vă dați seama că timp de 4 ani de zile, prin aceste subcomisii de anchetă, puteau fi anchetate inclusiv toate privatizările frauduloase, toate abuzurile din justiție. Pentru că mai e o problemă. Dacă Diana Șoșoacă, în calitate de președinte al comisiei și președinte al subcomisiei de anchetă, l-ar fi invitat pe președintele României acolo, l-ar fi invitat șeful DNA, ar fi invitat prim-ministru, aceștia nu aveau dreptul să refuze. Așa. Încălcau legea și puteau fi sancționați. Și regulamentul. Exact ca în America. Deci nu s-a vrut ca neamul românesc să știe adevărul. În 4 ani de zile, credeți-mă că prin aceste subcomisii de anchetă, care nu puteau fi controlate de bandiți, de birou permanent și de alții, da? Neamul românesc ar fi aflat adevărul, dar care mai era pericolul pentru ei? Confitorii. Bandiți sau asasini bandiți economici. Cu acte în regulă. Asasini economici. Asasin cu traducerea de la asasini economici în românește, cred că se potrivește bandiți. Mai avem decât 6 minute și v-aș întreba foarte important. Da. Am stabilit că avem foarte mulți, adică nu am stabilit noi, e un adevăr, avem foarte mulți cetățeni români în străinătate, da? Probabil că mulți dintre ei mai naționaliști decât ceea ce avem noi în România, pentru că știți foarte bine, pentru ei, imnul național, simbolurile, atunci când în străinătate veneau formații românești, pur și simplu aveau un alt fel de modalitate de a se exprima. Da. Pentru ei, dumneavoastră din El Pea, Partidul Neamul Românesc, ce le transmite, că va face să aducă un număr cât mai mare acasă? E greu să-i aduci pe toți, pentru că nu o să mai vine indiferent ce le oferi. Putem. Dar ce face neamul Putem. Românesc? Putem. Dar vreau să vă spun așa, românii noștri din afara graniților... Pentru că vorbim de ascensiunea neamului românesc. Da. Românii noștri din afara granițelor țării sunt cei mai buni ambasadori ai României și ai limbii române, ambasadori fără simbrie, care simt și trăiesc românești. Atunci când fac mămăliguță, atunci când fac sarmale, atunci când fac mititei, atunci când se duc cu o palincă sau o țuică acolo, unde stau, în Franța, în Spania, în America, ei duc acolo și cât o picătură de român. O picătură din sufletul acestui neam și aceea văd cum trăim noi românii. Acești români au fost tot timpul mințiți, tot timpul manipulați de către aceste partide pe care le-ați votat tot timpul, stânga, dreapta, centru. Da, votați numai pe cei care sunt creștini naționali și conservatori, cum sunt cei de la Partidul Neamul Românesc. Pentru acest român, pentru că nu sunt 6 milioane, că există două diaspore, diaspora istorică, cea din jurul granițelor României, de care trebuie să avem grijă, pentru că ei, de exemplu, în Serbia nu au drepturi, în Ungaria nu au aceleași drepturi, în Ucraina, vedeți că Ucraina, un stat fascist, ca întotdeauna, a luat și dreptul învățământ. A interzis învățământul limba română. Exact, da. Da. Trebuie să aplicăm politici și programe. Și aici dau un exemplu. De exemplu, Ungaria alocă pentru diaspora din România, din Transilvania, anual jumătate de miliard de euro. Știți cât alocă România pentru Ministerul Românilor din afara granițelor țării? Din
toată lumea vreo 10-20 de milioane, milioane de euro pentru toți românii. Și Ungaria o jumătate de miliard de euro numai pentru ce românii din Transilvania. Și suntem pe locul 2 în lume ca număr de cetățenii români aflați în străinătate. În acest moment există studii statistice, sunt peste 10 milioane de români în afara granițelor țării. Deci în afară de această diasporă istorică, avem diaspora de imigrație. Da, avem mai multe valuri de imigrație, mai multe roiri, să zic așa. Imigrația dinainte de război, da, imigrația înainte de comuniști, imigrația în timpul comunismului și avem imigrația de tip economic, mai ales exacerbată în ultimii 20 de ani. Perfect. Și sub regimul nenorocit al marinalului de la Cotroceni. Regimul, putem să spunem, nu nenorocit, regimul incompetent. Da, eu sunt mai plastic, știți că eu și scriu și scriu mai bine ca mulți jurnaliști din piață, da? Și atunci când scriu și folosesc cuvinte mai dure, dacă știți definiția pamfletului, prin pamflet, da, pot să folosesc anumite cuvinte, da? Sper că cei de la CNA și pot să-i fac și pe ei trădători de neam și țară. Nu pot să-i fac? Dar am făcut tot timpul și campania electorală. Acum nu. Dacă mă supără prea rău, vin cu 5.000 de membri ai Partidului Neam Urmesc și demonstrăm în fața lor la CNA. Avem decât un minut și jumătate. Da, deci transmit românilor din străinătate că noi de la Neamul Românesc avem proiecte, programe publice ca să avem grijă de dumneavoastră și acolo unde sunteți, ca acolo să vă fie respectate drepturile, pentru că nu sunt respectate, sunteți tratați ca cetățeni de mâna a doua, dar în același timp avem multe proiecte și programe prin care dumneavoastră veți fi convinși să vă întoarceți acasă cu acei copii pe care i-ați făcut acolo în străinătate și e păcat de Dumnezeu ca ei să nu învețe limba românească și să nu simtă că sunt cu adevărat români. Credeți-mă că în acest moment se nasc mai mult copii români în străinătate decât în România. Și dau un exemplu, unul din programe. Dacă un tânăr care s-a născut, să zicem acum 20 de ani în Spania, da? Român, da. Din părinți români, da. Se va întoarce în România, aici statul român îi va pune la dispoziție, da, din păcate nu mai avem pământ, casă, da, masă, dar trebuie să se căsătorească cu o fată din România și să facă cel puțin un copil aici în România. Da, mulțumesc.